niciodată, dar niciodată, ne rugăm degeaba. O relație de inimă cu Maica Domnului, care e supărată pe toți care nu-i cer nimic. Se pune a cerului și a pământului. O stare de mișcare, o stare de prezență. Nu recomand cu niciun chip. Eu, duhovnicul Arsenie, nevoință. Mii de metanii, postiri, la rânduială e altceva. Recomand o stare de prezență continuă. Pentru că un american, scuzați-mă, de exemplifică din ăștia, dar nu e politică, s-a dus la un pusnic, în lumea orientală, să zicem așa. Și să vadă minune. Și l-a întrebat pusnicul și i-a spus ăsta, s-a prezentat. Noi avem sateliți, avem cutare, avem cutare. Și cât v-a costat? Zice, care întreg de dolari? A, și eu cu un covric ajung până la Dumnezeu. Cu simplu curăcel. Dar la un sărac sunt mai bogat decât toți sateliții și nu știu ce. Deci, în concluzie, nu a zice ce a mișca înseamnă a ajunge.